bucur să inaugurăm noua clinică de la Lugoj. A fost într-adevăr un proiect supus multor încercări din cauza vremurilor pandemice, dar în final cu munca de echipă am reușit. Ne bucurăm că reușim să deschidem prima clinică oftalmologică din oraș, care are integrată și o sală de operații. În această sală de operații vom efectua intervenții de cataractă, de laser Excimer, de retină, practic toată sfera de intervenții chirurgicale oftalmologice și, bineînțeles, în cabinetele clinicii vom efectua întreaga gamă de investigații oftalmologice adresate pacienților noștri. Ne-am gândit și am venit în această zonă deoarece aveam multe cereri și mulți pacienți din această zonă și din Lugoj veneau spre Deva și atunci ne-am gândit să deschidem și aici o clinică. Da, acesta este un element de noutate în Lugoj, intervențiile chirurgicale. Chiar în dimineața aceasta am efectuat primele intervenții chirurgicale cu succes. Noi suntem o echipă de soț-soție, medicii Angelescu, și efectuăm intervenții chirurgicale. Ne-am străduit să aducem cât mai multe lucruri noi în Lugoj. Acestea sunt unele dintre intervențiile pe care le efectuăm. Cele cu laser Excimer pentru reducere de dioptrii sunt celelalte, foarte în vogă pentru pacienții tineri care își doresc să renunțe la ochelari și este o ocazie formidabilă să le schimbăm viața într-un fel. Noi, bineînțeles, am încercat să aducem serviciile la cel mai înalt nivel. Practic, operațiile se fac cu cele mai moderne tehnici. Operație de cataractă prin tehnica facoemulsificării, reducerea de dioptrii cu laserul Excimer, operații de retină, injecții intravitreene. Practic, conceptul OpticLine constă în faptul că pacientul vine într-o clinică unde își poate rezolva toate problemele, indiferent de afecțiuni, că e glaucom, cataractă, retinopatie diabetică, dioptrii, ochelari, deci de la cele mai mari probleme la cele mai mici, ei pot pleca cu problemele rezolvate de la noi din clinică. Cum este la modă pandemia un subiect nedorit și neplăcut, din păcate este și o pandemie de miopie adusă de munca intensă în fața ecranelor digitale, care se manifestă atât la pacienții noștri tineri, copilași, dar și la vârsta maturității. Și, într-adevăr, intervențiile chirurgicale de regulă se adresează pacienților care au ajuns la maturitate, dar în această clinică o să efectuăm și consultații și tratamente pentru pacienții noștri mai tineri, copilași de la vârste foarte mici și chiar încurajăm pe pacienții lugojeni să-și ducă la consult de rutină copilașii pentru a evita instalarea acestor probleme, care, din păcate, sunt o consecință nedorită activității online și a școlii adaptate în timpurile prezente.